Câți copaci, de ce fel, de ce vârstă și câte zone verzi avem? La această întrebare vor găsi răspunsul cei de la Primăria Municipiului Petroșani, care au lansat un proiect care prevede inventarierea copacilor și a zonelor verzi de pe raza localității. Potrivit legilor în vigoare, fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să inventarieze spațiile verzi, astfel încât fiecare locuitor să beneficieze de astfel de zone. Acest lucru este prevăzut de legislația în vigoare, este vorba de legea 24/2007, care reglementează zonele verzi aflate în intravilanul localităților. Acest lucru realizăm acum și noi. Am depășit faza de depunere de oferte, acum suntem în evaluare, astfel că cel care va câștiga această licitație va trebui să inventarieze toate zonele verzi aflate în intravilanul municipiului Petroșani, respectiv pe o suprafață de 2625 de hectare, cât considerăm noi că este intravilan. Această suprafață urmează apoi să se împartă pe numărul de locuitori al municipiului Petroșani și noi am dorit ca interval, există un interval prevăzut de lege unde trebuie să ne încadrăm și noi ne-am dorit ca suprafața de zonă verde revenită pe cap de locuitor să se afle chiar la maximul ei, respectiv de 27 de metri pătrați pe locuitor. Scopul inventarierii zonelor verzi este unul bine stabilit. Odată identificate aceste spații, acestea nu vor putea fi folosite pentru a se construi anumite edificii. Scopul pentru care se realizează o astfel de identificare este de a preveni, să spun așa, construirea de diverse, să zic așa, imobile, construcții, indiferent ce realizeze acolo, afectând astfel zona verde. Există aici o oarecare contradicție, într-adevăr, pentru că progresul presupune să construiești, iar acest lucru se face de cele mai multe ori nu pe clădiri existente deja, să zic, aflate în ruină, ci într-adevăr, să spun așa, afectând zonele verzi. Tocmai de aceea este nevoie să vedem cum stăm, pentru că în momentul în care vom decide că anumite zone sunt spații verzi, pe aceste zone nu se va mai putea interveni în sensul de a da avize pentru a se realiza alte construcții. Evidența spațiilor verzi are drept scop organizarea folosirii raționale a acestora, a regenerării și protecției lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbărilor cantitative și calitative. Importanța acestui proiect derivă din necesitatea creării unui sistem de management al spațiilor verzi și a speciilor de arbori existenți în municipiul Petroșani pentru o mai bună gestionare a potențialului acestora, cu implicații atât asupra echilibrului ecologic, cât și asupra siguranței calității vieții locuitorilor municipiului.